la semnia. Ce fac cu preotul? Era blasfemia tot că Biblia poate consele greșeam, dar numai cine citește Biblia în mod fundamentalist poate considera că asta e blasfemia. Leșul minifidea gura de la 20 ceva de ani spunându-i, e revelat, ce mai tot discutăm, mă tot întreb de ce așa și nu așa, pentru că așa e acolo, e revelat, pun. Dar dacă într-o tablă de la Humanitas apare o greșeală de tipare, ce e adevărat, cum a fost tipărit sau care a fost intenția autorului? Tipograful, în cazul ăsta, am înțeles că e Dumnezeu. Nu? Nu, tipograful e omul care a avut o inspirație și a exprimat acel lucru revelat, cum s-a priceput. Și de aici toate greșelile. Deci, asta ar fi ideea teologică care acceptă erori umane pentru că inspirația parte revelată nu este. Nu știu, acum nu aici ai locul ca să facem o discuție acest timp, bănuiesc că te trebuie chemat la Consiliul Facultății de Teologie, deci știi să dați răspunsuri la întrebări mai bune decât vă pot pune eu. Totul este, dar vă asigur că nu e nicio blasfemie. Cred că pentru cine știește, sunt amatorist, ea este, da. Mulțumesc tare mult!